implementarea întregului proiect aici, în Brașov? E un proces lung, e un proces care a început de acum 5 ani și cred că cel mai bine seamănă cu un puzzle. Practic sunt 167 de parteneri, care fiecare are diferite cerințe și trebuie să-i pui la un loc, să iasă la sfârșit un puzzle care totul să se îmbine perfect și să fie un user experience foarte, foarte plăcut. Tuturor cred că pandemia ne-a dat anul de peste cap, într-un fel sau altul. Dar până la urmă viața merge înainte și cred că din mai până acum am învățat ce înseamnă măsuri ca să nu existe niciun risc pentru răspândirea virusului. Sunt 6 luni în care omenirea a învățat foarte multe și credem că molurile rămân în continuare prin investițiile pe care le-am făcut din cele mai sigure locuri. Vorbim din nou de sisteme de filtrare, de aerul se recirculă de 10 ori pe oră, măști, forță, temperatură, sticăre, dezinfectat, credem cu tărie că putem să continuăm să venim la mod responsabil și avem o responsabilitate și față de cei 167 de parteneri care ne-au așteptat noi și până acum. Și sperăm că împreună vom trece peste această perioadă, suntem investitori pe termen lung, suntem aici pe următoarele 10-20 de ani și așteptăm și noi să treacă această perioadă.